Doamna Ioana și Gabriel au avut o discuție în această dimineață despre problemele din ultimele zile. Ce fată îți place? Niciuna. Le-am cunoscut pe toate, niciuna. Nu vreau să... Dar nu e vorba să-mi placă mie, e vorba să-ți placă ție, e vorba să te acomodezi tu, e vorba de tot. E vorba de tot aici, fiindcă nu mă așteptam să fii așa umilit tu și să fiu eu umilită în continuu. Că te victimizezi, că nu știu ce. Păi eu nu mă victimizez, dar nu, dar zic trebuie așa. Să mă apăr, scuze-mă, dar fiindcă sunt atacat de 10 luni, nu poți să stai degeaba. Adică stai degeaba, dar nu poți, oamenii să... Adică vine unul acum, cum ar veni... Nu știu, să dau un exemplu, ai un copil mic, da? Și sare în cap. Nu poți să... Ce înseamnă asta? Eu umilită în continuu. Eu nu am venit la televizor aici să ne stricăm demnitatea, să ne facem de râs, să ne facem de tot. Nu cred că te-am făcut de râs. Ce vrei să fac? Adică eu n-am voie să mă uit la tine. Ei nu s-au uitat la mine. Nu, tu nu ai voie să te miști, tu nu ai voie să faci nimic, tu nu ai voie nimic. Parcă ai omorât om, parcă... Nu știu. Nu știu, fiindcă eu decât să mai continui lucrurile așa, eu mă cer în continuu acasă și asta este. Da, te rog, nu mai începi mie asta, că uite... Bine, cere-te. Și te înțeleg că nu e normal, adică, până la urmă, și când stai de vorbă cu un om, e normal să te uiți la el, că nu vorbești cu scaunul. Adică n-am voie să mă uit la tine. Nu ai voie, nu vezi? Aici nu ai voie nimic. Păi da, sunt la comun, ok. Prima dată am fost la comun, da, dacă nu mi-a convenit... Adică, dau un exemplu. Încerc să cunosc o fată, da? Dacă mie nu-mi place de ea, eu nu sunt obligat să stau în continuare cu ea. Dacă nu-mi place... Păi bineînțeles, și asta au făcut și ei. Dacă nu le convine de tine, nu le-a convenit de tine, te-ai exclus, uite. Păi nu, m-am exclus eu singur. Și am și spus, vreau să fiu lăsat în pace decât. Uite, mie poate nu-mi place, uite, cum să vină cineva să-mi împingă scaunul cu piciorul. Poate eu am dat bani pe scaunul ăla. Doamna asta, Gabriele, nu știu pe ce bază, nu știu pe ce alea, s-a distrus imaginea. Cureaua am găsit-o în haine la Sorin. Nu mai am șosetele. Gata, încetează cu șosetele. Că le... Încetează atunci. Păi atunci ce vrei? Hai să stau cu una care îmi fură șosetele. Nu, Gabriele, șosetele vor fi împrăștiate pe de rând. Vor fi, nu, că nu. Că i-am și întrebat. Gata, cu șosetele, că dă urât. Păi dă urât, atunci hai să fim noi, știi? Păi nu, mami, că nu merge așa. Eu ți-am mai spus ție. Pe cât să fie atât de cu minte, că nu merge. Eu dau luna de pe cer și tu îți bagi joc de mine. Ce căuta cureaua mea la Sorin? Sacou unde? O fi pe acolo, păi, că nu ți l-a luat nimeni sacou. Și l-am luat eu, O fi prin hainele... Păi, ține cu ei, frate, că tu dă ești. Păi nu țin cu ei, dar o fi prin hainele celelalte, că nu... Se caută. Când găseam câte ceva, e al vostru ăsta, al cui ăsta, că e la mine în haine și nu e al meu. Întrebam, nu iau lucrul tău și îl pun acolo. I-am întrebat pe toți, e al tău ăsta? Da, ăsta e al meu, ăsta e al meu. Când mi-a dispărut ceva, am întrebat, du-te bă, că nu sunt la tine, adică așa vorbești cu mine? Că nu există respect. Vorbesc degeaba de respect, că n-am cu cine, crede-mă. Nu știu, dar am ajuns într-o situație în care mi-e... nu mai pot. Îmi sar toți în cap. Eu am zis și vreodată ceva mamelor. Au și ele o vârstă, să română, bună dimineața. Nu mai zic, lasă, Gabriele, lasă-le așa, că oricum sunt și fete care nu dau bună dimineața și sunt și fete care nu fac curățenie, sunt și fete care... Nu am văzut și noi multe, cum zisă și Ana. Lasă-ne. Lasă-ne. Nu zisă e așa, nu lasă-ne tu. La mine te referi? Nu, scuze, nu mă referi la tine, dar... Tu crezi că ei sunt perfecți toți? Păi, domnule, asta am zis, Gabriel. N-am deschis plasa de o lună de zile, am deschis eu, în ce cauză? Vreau să deschid ușa, închide ușa, închide... Păi gata, păi atunci ce vrei să fac? Eu spune cum să o dau cu tine. Gabriel, dar eu nu te învinovățesc. Și atunci de ce zici gata? Ne-ai auzit că te victimizezi dacă vorbești. Că faci pe victima. Fac pe victima? Păi cum fac pe victima? Păi, domna e asta, cum faci pe victima? Tu n-ai auzit? Nu zis păi eu. M-am văitat eu vreodată de ceva? Păi de-aia am rămas și singur. Păi aia. Lucrurile mele. Ce vrei, Gabriele? Suntem într-un... Păi asta, că suntem într-o competiție. Tu ești cu ei, nu ești cu mine. Nu suntem într-o competiție, trebuie să ne acomodăm unii cu alții. Nu suntem într-o competiție, suntem pe câmp. Da, suntem într-o competiție, dar trebuie să... Ce vrei, să stai ca motul? Să nu vorbești cu nimeni din bun simț. Nu mai vorbești și eu cu cine îmi place. Aia, din bun simț. Nu sunt obligat să stau la masă cu oricine și gata. Din bun simț, un bună dimineața și un atât. Eu și dacă zic bună dimineața greșesc, stai liniștită. Asta e, vedem ce o fi astăzi, vedem ce... Da, nu e corect ce se întâmplă. Am venit aici să stau linisit, să găsești jumătatea și atât. Nu vei eu să stau de ceartă. Pentru mine cearta e... nu există. Capriciile iubirii. Discuția asta este de astăzi de dimineață, pentru că între timp, pentru cei care nu știu, Gabriel s-a mutat în casa fetelor. Asta după decizia băieților, dar o să mai discutăm puțin mai târziu în emisiune despre treaba asta. Doamna Ioana, da. E o situație și vă simt tensionată cumva. Înțeleg că ați avut și ceva probleme de sănătate. Eu nu mai pot, vă spun sincer, și astăzi, după materialul de astăzi, l-am văzut din nou când el a plecat din casă și deci eu nu mai pot. Vă spun sincer, eu deci nu mai pot. Da, v-a spus și Simona astăzi că în momentul în care se va putea supune la vot plecarea, publicul o să decidă treaba asta. Până atunci, cumva, nu știu, Gabriel, tu, până la urmă ești bărbat, de ce nu înfrunți cumva situația și să găsești o soluție? Nu se poate să nu te înțelegi într-o comuniune, într-o... Da, am încercat, nu s-a putut, mă înțeleg cu cine merită. Deci dacă erai la serviciu, și ar fi trebuit să te înțelegi cu oamenii ăștia, că erau colaboratorii tăi, cei cu care trebuia să lucrezi la un proiect. Probabil dacă se comportau frumos, stăteam, dacă nu plecam. Dar tu te comporți frumos. Păi nu știu, adică, știi, întotdeauna... Poftim? În Casa Fetelor s-a auzit ceva? Chiar am întrebat-o pe... Stai puțin, că încă ești la început. Adică eu am făcut tot acolo, nu? Dar nu mergem pe ideea asta și nu mergem pe ideea de scandal. Ei... Asta este chestia, că cam... Mă simt un pic convensat și nu știu dacă eu am fost mereu cu gura mare, cu tonul mare, din contră. Dar în ultima vreme, Gabriel, la atacurile primite. Mi se pare normal. În ultima vreme, Gabriel, mi se pare că ești foarte sensibil și orice lucru bun îl vezi ca fiind un lucru rău. Pentru că am urmărit în ultimele două zile cel puțin materiale cu voi în casă, în care erau niște acțiuni ale băieților inofensive și cu intenții bune și tu ai văzut ca fi având intenții rele. Mă refer la povestea cu cuțitul când ți-a fost dat, tai mă că uite la nu taie, că nu e bun. Da. Și tu l-ai interpretat cu totul și cu totul. Da, ok, dar azi altfel. Închide plasa, mâine închide plasa, azi mâine închide plasa, nu mai poți să trăiești așa, pentru că nu ești o slugă. Dar tu închideai plasa? Când mi se spunea, da. Și nu cred că au închis-o toți mereu. Din proprie inițiativă se întâmpla treaba asta? Am închis-o și din proprie inițiativă și probabil mă uitam. Dar azi închide, eu nu le-am zis, azi închide plasa, mâine închide plasa. Păi da, uite, atunci pune-te și tu în locul băieților. Astăzi Gabriel nu închide plasa, mâine nu închide plasa, mâine nu închide plasa. E fix același lucru, Gabriel. Ei, au închis mereu plasa? Da, ok, o să mai...